România este pregătită să preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Este mesajul transmis de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, după întâlnirea de la Bruxelles cu premierul Viorica Dăncilă. Sunt convins că România va reuși să finalizeze un număr mare de propuneri care sunt încă pe masa de lucru a Parlamentului și Consiliului. Mai există unele divergențe în ceea ce privește evoluția statului de drept, am discutat despre acest lucru, dar această chestiune nu privește președinția română, ci ține de relația bilaterală între România și Comisia Europeană sau Uniunea Europeană. Rămân convins că înainte de sfârșitul mandatului acestei comisii vom fi primit România ca nou membru al spațiului Schengen. Mai sunt eforturi de făcut, dar vom obține acest rezultat. Trebuie să obținem un consens în rândul statelor membre pe dosare importante. Europa este divizată din acest punct de vedere și nu va fi ușor să obținem acest lucru. Consider că România a făcut pași importanți, România face pași importanți, în România este respectat statul de drept și în același timp trebuie să spun că România își dorește o președinție de succes. Întrebați și dacă scandalul politic de astăzi din Parlamentul României va avea vreun efect asupra preluării președinției rotative, cei doi înalți demnitari au respins astfel de implicații. Cu cât va face România mai multe progrese în respectarea statului de drept și în combaterea corupției, cu atât va avea o președinție mai încununată de succes. Nu confundați cele două locuri din Camera Deputaților cu majoritatea. Majoritatea înseamnă Senat și Camera Deputaților. Deci avem susținerea Guvernului în Parlamentul României și nu am absolut nicio emoție legată de moțiunea de cenzură. Premierul Viorica Dăncilă a avut întâlniri la Bruxelles și cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene și cu membrii Colegiului Comisarilor.